Seara stăteam la masă cu niște frați și mi-a spus o mărturie și cu asta vreau să chei. O scosoră de aici, de la voi, din zonă, nu o cunosc. O murit acum, tot din bolt. O zis că aveam obiceiul ăsta să împartă în fiecare zi din banii ei, cumpăra tractate. Și mergea și împărța peste tot unde putea, tractate, din Scriptură, versete, foi, chemare la pocăință, jertfă, sacrificiu, binecuvântare. Nu putea să stea la antrenat la trei toată ziua. Putea. Dar auziți, vreau când plec de aici să rămână ceva după mine. O ajuns bolnavă, o ajuns în București, să fie îngrijită de cineva în București. Și acolo pe pat nu putea sta locul. Tătă viața, zicea, m-a alergat. N-am putut să vin la mor să predic. Dar m-a alergat, am făcut ceva pentru Domnul. Și chema pe cineva și dădea 10 lei și spunea așa, ei, merg și ei de la librăria aia niște tractate, niște foi, îți mai dau niște versete scrise de mine și le împarți. Și într-o zi o chema pe persoana respectivă și în loc să-i dea un bilet, a dat o sticlă. O sticlă. O sticlă închisă cu capac, un bilet înăuntru și o zis, iei sticla asta și merg pe lacul Herăstrău din București și o arunci pe lac. Să nu vin înapoi și să-mi spui că n-ai făcut asta. S-a uitat omul ăla, băiatul ăla, ca la o femeie nebună. Pălată. Pălacă. Nu-i ajunge uscat, acum mai trebuie și pe mare, și trebuie și pe Dumnezeu, trebuie și pălacă. Că așa facem noi. Judecăm imediat. În seara aia, un avocat din București s-a certat cu nevastă sa. Apartamentul era pe numele lui nevastă, așa o zis nevastă sa, zi, bagajele și ieși afară din apartament. Și el a zis, dacă ies afară, mă duc la Herăstrău și mă rog în lac. Și am încheiat cu viața. Și au zis la o barcă, cel de acolo trage barca în arc, du-te mai în față. Și când au vrut să se arunce, au văzut o sticlă care putea. Și s-au vrut ceva ciudat. Și au zis că de la cu barcă trage mai aproape, zice. Hai că nu mă rog până nu văd ce acolo. O lua sticla, a desfăcut-o și au văzut un bilet în ea. Și scria așa, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mă mai iubește cineva? Atunci când nevasta mă scoate afară din casă, este cineva care mă iubește. O întors biletul și pe bilet pe spate scria, adresa din București, adresa surorii. Și-o zis, dacă vreți detalii mai multe, dacă vreți un nou testament, dacă vreți o Biblie, asta e adresa mea. Eu vă întreb astăzi aici, ce credință și experiență cu Dumnezeu trebuie să ai să poți să arunci o sticlă pe lac. Și-o mărs avocatul și-o bătut la ușă și nu a ieșit nimeni. Și-o bătut mai tare și nu a ieșit nimeni. Și-o bătut mai tare și într-un final a ieșit o femeie. Și-o zis, Doamne, de ce mă deranjați? Eram la rugăciune, zis femeia. Dar pentru ce te rugai? Păi zice, azi dimineață spre genul îmi zice că am trimis un copil să arunci o sticlă pe lac. Și de azi dimineață spre genul că am făcut numai două, trei pauze scurte și încă mă rog să găsească cineva sticla aceea. Și a zis avocatul, am găsit-o. Pă cât ai binecuvântat pe cuvântul care l-ai primit astăzi? 40 de ani de pocăință, frate. Cât s-o pocăi pe tine până astăzi? Că poți să luminezi să fii bec în discotecă, sau poți să fii bec la maternă, sau poți să fii bec în biserică, sau poți să fii bec la aziel. Când se va încheia istoria asta, va ridica Dumnezeu familie în picioare. Și când familiile alea va închide gura miliardarilor, care au avut iahturi, care au avut avioane private și care au spus, nu ne trebuie prunci, că ne deranjează. Va ridica Dumnezeu un Isahar, un Ianis. Va ridica Dumnezeu un Moise. Și se va zice, m-am folosit de copiii ăștia pentru că au fost părinți care s-au pus la dispoziția mea. Am duc aminte când m-am vizionat într-o zi și am zis, Doamne, atât de mult plec în misiune. Cine o să-mi țină mie copiii în pocăință? Cum o să compenseze soția mea sau eu timpul ăsta? De condus. Că pentru voi ușor, vă uitați, o predică. Dar 10 ore pe drum, ales să vă pe YouTube, la alătărină, like.
Și a zis, Doamne, cine o să rezolve lucrurile astea? Și era în Sibiu și-o strigat, un sfânt tânărule, bărbatul, continuă să alergi pentru mine și mă voi ocupa de fiecare din copiii tăi să-ți rămână în pocăință și în mântuire. Nu zici, Domnul, continuă să stai pe Instagram. Nu zici, Domnul, continuă să stai la meci. Continuă să faci lucrarea mea și eu fac lucrarea familiei tale. Hai să ne ridicăm în picioare. Să fie o seară a cercetării, să fie o rugăciune puternică. Nu o să te învăț cum să te rogi astăzi, ci o să te învăț să-i spui Dumnezeu și o să te rog să-i spui Dumnezeu ceea ce simți. Poate ai trecut prin divorț, nu se încheie viața acolo. Poate ai trecut printr-un avort, asta e vorba cu cineva, a făcut peste 15 avorturi. Poate ai trecut prin eșecuri, poate părinții te-au părăsit. Poate familia te distrusă, poate spui, nu mai are sens viața asta. În seara asta Dumnezeu ți-a spus că vrea să te binecuvinteze. Dar trebuie să începi o viață sfântă, o viață de slujire, o viață rugăciunii, o viață pusă din parte pentru Dumnezeu. Și atunci când vine ziua aceea răpirii, a trâmbiței care va suna, când scaunele și băncile aștia vor rămâne goale, să fii și tu cu noi acolo. Nu o să luăm nimic din lumea asta. N-am văzut la niciun sicriu să-i pună gresa din baie cu el. N-am văzut să-i pună vasul cu el, să-i pună aragazul sau un cuptor de microunde sau telefon. Tot ce luăm din lumea asta sunt faptele noastre și copiii noștri. Și când se vor citi numele în ziua aceea, să fii și tu acolo și să fiu și eu acolo. Ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.